Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a produs o criză. Adică în toiul nunții n-au mai avut vin. Eu n-am participat la nunți ortodoxe, să spun așa. Nu mă pricep cum este la chefuri, nu știu exact cum se derulează lucrurile. Unii dintre dumneavoastră care v-ați întors la Domnul mai târziu sau ați mai scăpat de la biserică pe la întâlniri de felul acesta, știți cum arată o nuntă în lume. Nu știm cum arăta atunci, dar din ceea ce spune Biblia, reiese clar că oamenii au avut o criză. Adică atunci când trebuia să fie vin pe masă, când trebuia ca toți nuntașii să petreacă, exact sursa bucuriei lor, vinul, nu mai era. Am citit în dicționarul explicativ al limbii române definiția cuvântului criză și mi se pare că această definiție prezintă exact înțelesul cuvântului. Criza este o manifestare violentă a contradicțiilor. Este un moment periculos și decisiv. Este o tulburare. Este lipsă acută de ceva. Tensiune, zbucium sufletesc, moment de grea încercare, de depresiune, de depresie sufletească. Iată câteva exemple de criză în familie. Pierderea locului de muncă pentru soț sau pentru soție înseamnă criză financiară, înseamnă criză a familiei, când locul de muncă nu mai există. Pierderea bunei înțelegeri între soț și soție înseamnă criză în familie. Aflarea veștii că o persoană iubită din familie a fost lovită de boală terminală. Asta înseamnă criză. Comportamentul unui adolescent care se răzvrătește împotriva familiei, împotriva lui Dumnezeu, este criză. Când unul dintre copii este abuzat sau rănit la școală sau în societate sau în biserică. Seara aceasta așteptam să vină unul dintre prietenii mei din copilărie. Am copilărit împreună cu el și stă pe aceeași stradă cu biserica, de aici. A plecat când era tânăr, la 18 ani a plecat din biserică, s-a supărat și n-a mai revenit. Atunci când cineva lansează un atac virulent la adresa familiei tale și nu te mai poți apăra, este criză, familie. Atunci când un eveniment se produce care aduce schimbări radicale, schimbări la care familia parcă nu mai poate face față. Ați auzit de oameni care au început o afacere și le merge foarte bine. Ce se întâmplă în următorii 5 ani? Schimbă apartamentul, schimbă mașina, schimbă nevasta. Că merge bine, nu rezistă omul la atâta bine și face schimbări. O mare pierdere financiară îi face pe unii să-și piardă mintea. Să nu vorbim despre momentele de tensiune care se acumulează în viață și pentru unii Domnul are o soluție în viață când apare criza. Știți ce a spus Domnul la Ilie după multă alergare, după multă muncă, după multă frământare și zbucium? Și se vorbește în teologie despre tratamentul de tip Ilie. Domnul i-a spus lui Ilie, mănâncă și dormi. Uneori, de aceea e criză în familie. Muncește bărbatul sau femeia așa de mult încât nu mai poate face față și la serviciu și acasă și apare criza. Și când ești obosit, obosită și când ți-ai asumat așa de multe responsabilități, într-o zi erupe această criză și uneori devine o criză de proporții.
Primul aspect pe care îl punctăm în după masa aceasta este faptul că atunci când vorbim despre criză, ea este inevitabilă în orice familie. Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți familii care n-au trecut prin criză. În Ioan, în capitolul 2, criza apare înainte de a se termina nunta. Oamenii au hotărât să meargă pe același drum. Cum era la iudei un an de logotnă înainte de nuntă, și acum s-a făcut nunta și trebuia după aceea să devină soț și soție în adevăratul sens al cuvântului, să se consume relația intimă dintre ei, și înainte de a ajunge acolo, deja a apărut criza. Nu mai avem vin. De-a lungul timpului, familiile creștine și necreștine au experimentat ce înseamnă să treci prin criză. Când m-am căsătorit, am crezut că zilele acelea, peste 20 de ani, le voi uita cu desăvârșire, pentru că tânăr fiind, îl mai auzeam pe tatăl meu povestind despre cum a fost viața când era tânăr. Și mă tot întrebam, cum ține minte tata ce a fost acum 10 de ani? Apoi m-am căsătorit și au trecut anii unul după altul. Am avut copii mici și pe când mi-am dat seama că am copii mici, fiicele noastre s-au făcut mari. Le-am trimis la facultate la Cluj și ele s-au îndrăgostit acolo. Venit băieții, le-au cerut, s-au căsătorit, fără să mă aștept, am ajuns socru. Și apoi vine vremea când te lauzi cu ce fac alții. Am devenit bunic. De 2 ani suntem bunici, avem 3 nepoți. Și am crezut cândva că bunicii sunt oameni bătrâni. Așa am crezut cândva. Dar nu mai cred asta. M-am maturizat. Și cartea pe care am scris-o, în această carte am încercat să transmit ca picătura chinezească, îi spuneam fratelui Flaviu. Există o problemă în biserică. Sub ochii noștri cresc copiii noștri, cresc tinerii noștri și se uită la noi ca la niște oameni bătrâni care habar n-avem ce e aia dragoste. Nu știm să ne distrăm. N-avem ce sfaturi să le dăm cu privire la viață. Ce să învețe ei de la bunicul? Tineri. Și în această carte, dacă îmi doresc ceva pentru cei care citesc, îmi doresc să realizeze că primii consilieri pe care Dumnezeu i-a dat pentru viața lor, acelui tânăr, este mama și tata. Și fac mereu referire, și dacă aveți copii și dacă reușiți să-i faceți să citească în Biblie și apoi dacă reușiți să citească o carte de felul acesta în care îi trimit direct la părinți, încercați, dragi tineri care nu sunteți căsătoriți, și cei care sunteți căsătoriți, încercați să-l întrebați pe tatăl dumneavoastră cum a curtat-o pe mama. Să vedeți că moșul își ridică sprâncenele și începe să zâmbească și parcă vede un film bun și o să vă povestească și aduce aminte de când era tânăr. Băiatul nostru, noi avem 3 fiice și băiat, la urmă, are, plinește anul acesta 15 ani, mă bombardează cu întrebări. Și ce credeți că îl interesează la vârsta asta? Zice, tati, tu când ai cerut-o pe mami de nevastă, zice, tu cum ai făcut? I-ai adus flori, te-ai pus pe genunchi, ai ales un moment. Frate, nu era în 90 povești din astea, nu? Cel puțin la noi, la Romă, și ca să nu-i spun cât de simplu am fost, îi spun, auzi,
Du-te, întreabă și tu pe cumnații tăi, că ei acum au trecut prin asta. Ei au cerut pe surorile tale pentru căsătorie. Treabă-i pe ei să-ți povestească. Încercați să cereți sfatul la părinți și veți descoperi că din experiența părinților puteți învăța enorm. Și apoi să vă mai spun ceva. Când Domnul a așezat în fruntea bisericii slujitori, nu-l cunosc foarte bine pe Flavius. Nu vă cunosc pe ceilalți slujitori de aici, nici cât pe el. Dar vreau să vă spun un lucru, știu ceva. Pe oamenii aceștia, Domnul prima dată i-a încercat. Cu un scop. Ca să poată vorbi din durerile și necazurile lor altora. Și veți descoperi că dacă reușim să strângem relațiile între noi, Dumnezeu vrea să vorbească prin cei de lângă noi. Nu ne place modul în care a ales Dumnezeu să-și desăvârșească sfinții. Nouă ne-ar place să vină îngeri din ceruri să ne predice. Și eu m-aș supune să aud că pastorul arhanghel. Și eu m-aș supune. Păi la ce avem noi la biserică să ne ierte Domnul? Uită-te la el, dacă e prea bătrân, n-are ce ne învăța. Dacă e prea tânăr, n-are experiență. Este povestioară din aceea frumoasă cu oameni care caută păstorul perfect. Păstorul perfect zice că are 27 de ani împliniți și predică Evanghelia de 35 de ani. Are multă experiență în domeniu. Cam așa ceva ne trebuie nouă. Știți cum a ales Domnul să-și desăvârșească biserica și sfinții? El, adică Hristos, Domnul, spune Efeseni 4:11, a dat în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Prin ei Domnul își desăvârșește sfinții și biserica. Și dacă îmi doresc ceva, este ca tinerii noștri, copiii noștri, băieți și fete, să ceară sfatul de la mama și de la tata, să înțeleagă că ascultarea de părinți este esențială pentru binecuvântare în viață. Și dacă reușim asta, nu mai avem probleme la biserică. Dacă nu reușim asta, problemele ne însoțesc în fiecare zi. Și Domnul să ajute pe copii să fie ascultători de părinți. Amin. Pentru multe familii, criza începe după primul an de căsătorie. Alții începe după al 10-lea an de căsătorie. Sau... criza începe. Priviți, vă rog, că lipsurile familiale, lipsurile materiale în familie înseamnă criză. Când salariul nu ajunge, când locul de muncă nu mai este, apare criză. Apoi pierderea sănătății. Nu mă îndoiesc că ați văzut familii în care a apărut boala. Încă n-am auzit pe nimeni spunând, frate, eu am știut că o să fiu bolnav. De când m-am căsătorit, am știut că vine ziua când voi sta numai în pat. Ați auzit pe cineva povestind în felul acesta? Nu. Toți oamenii pe care îi cunosc și sunt bolnavi spun, frate, eu n-am crezut niciodată că voi fi bolnav. În ciuda acestui fapt, pierderea sănătății este o realitate. Și bine ar fi să ne rugăm unii pentru alții. Apoi, apar cataclismele naturale. Îmi aduc aminte de anii trecuți în care am văzut atâtea victime, inclusiv în România. Oameni care plângeau la televizor și spuneau reporterilor, domnilor, uitați-vă, aici a fost casa mea. Aici. Aici mi-am crescut copiii, aici am trăit cu soția mea și aici nu mai este nimic. Am măturat totul. Și noi nu știm cum să mai adunăm și cum să mai strângem și parcă nu ne interesează de cei care sunt în necaz.
Prezența războiului în lume. Știți care a fost cuvântul anului 2015 în lume, în mass media? A existat un cuvânt care a fost numit în final cuvântul anului 2015. Știți care a fost acesta? Refugiat. 60 de milioane de oameni în anul 2015 au auzit porunca lasă tot și scapă-ți viața. Prezența viciilor în familie. Marea problemă a omului care este căzut pradă viciilor este că în jurul lui produce criză. Bețivi, drogați, oameni stricați, mincinoși, delapidatori și alte vicii care există între oameni, îi fac pe ei și familia lor să intre în criză. Am auzit și eu, la fel ca dumneavoastră, de un nume sonor în lumea golfului, Tiger Woods. Când vorbești despre bani și popularitate, aceste lucruri le putem așeza în dreptul acestui bărbat, Tiger Woods. Însă, am citit despre el că este un om complet nefericit. Soția lui a divorțat de el și cu o sumă mare de bani i-a câștigat tăcerea. Este dependent de tot felul de experiențe ne la locul lor, pe care vrea să le trăiască mereu și mereu spre disperarea celor dragi ai lui, care nu mai pot conviețui cu el. Este bogat și celebru și în același timp nefericit. Criza este o prezență garantată în familie. Un al doilea lucru important despre criză este faptul că atunci când vorbim despre criză, buna veste este că ea poate fi biruită de orice familie. Ea poate fi biruită. Când ne uităm la criză, n-ar trebui să ne uităm cu spaimă. Când ne gândim la criză, n-ar trebui să ne gândim cu groază. Ci aș vrea să privim la pasajul acesta din Ioan, capitolul 2, și să observăm că în orice familie există soluție la criză, cu condiția, versetul 5, partea a doua a versetului, cu condiția să faceți orice vă va zice Iisus. Când mama Domnului Iisus a văzut că nu mai iau vin, că la nuntă s-a terminat vinul, s-a dus la robi și le-a spus să faceți orice vă va zice Iisus. Este interesant că mama Domnului Iisus nu le-a spus acestor oameni, ascultați de Iisus. Simplu. Așa era normal să spună. Dar expresia ei este să faceți orice vă va zice. În înțelegerea mea, aceste cuvinte înseamnă enorm. Pentru că Iisus ar putea să spună ceea ce nu-ți place. Iisus ar putea să spună să faci ceea ce nu înțelegi. Iisus ar putea să-ți spună ceva ce ție, nu numai că nu ți-a trecut prin cap, dar nu poți crede că ceea ce spune Iisus aduce anumite rezultate. Și atunci mama lui Iisus spune slugilor, uitați-vă la Iisus, îl știți, îl cunoașteți, acum El vorbește și voi să faceți orice vă va zice El. Orice. Știți că o femeie citea în Biblie cum peștele l-a înghițit pe Iona. Și era așa de bucuroasă și i-a spus un ateu, Doamnă, zice, este prea de tot ce crezi dumneata. Zice, ce te tot bucuri? S-a uitat femeia la el și a spus, Domnule,
Nu te mira, dumneata, de cum pot eu să cred, de cum pot eu să cred că un pește mare l-a înghițit pe Iona mic. Dacă în Biblie scria că Iona a înghițit un pește mare, eu și aia credeam. Nu te surprinde, eu am credință. Ce scrie în Biblie, eu nu pun la îndoială. Faceți orice vă va zice Iisus. Și apoi, știți ce le spune Iisus? Într-adevăr, aveau nevoie de credință. Existau afară 6 vase și probabil s-ar putea vorbi despre aceste vase de curățire ale iudeilor, 6 vase de piatră care aveau un scop clar în gospodărie. Curățarea pe din afară a iudeului. 6 vase de piatră în care se punea apă și evreii se spălau. Și Domnul spune, umpleți vasele acelea de piatră cu apă. Serios? Serios? Adică stai să înțelegem clar. Noi avem niște vase acolo pe care le folosim să scoatem apă și să ne spălăm. Și tu spui vasele alea să le umplem cu apă. Și crezi că cineva o să te asculte să facă lucrul ăsta. Dar n-au comentat slujile. S-au dus și-au umplut vasele cu apă. Am descoperit că Iisus folosește ceea ce avem, ceea ce există. Știți unde este soluția pentru problemele noastre? Cei mai mulți credem că este undeva departe. Nu, soluția este în perimetrul casei noastre, în perimetrul familiei noastre. Este acolo, la noi. Vă aduceți aminte că a mai fost o femeie în Biblie care s-a dus la omul lui Dumnezeu și a spus drama prin care trece? S-a dus la omul lui Dumnezeu și a spus omule al lui Dumnezeu. Unul dintre fiii prorocilor, soțul meu, pe când trăia s-a împrumutat și a venit creditorul rechin. Și știa că n-am bani și a bătut la ușă și a zis, nu după bani am venit pentru că știu că n-ai bani. Am venit să-ți iau cei 2 copii. Și femeia aceasta în criză, singură, soțul care l-a slujit pe Domnul în timpul vieții ei murise. Imaginați-vă, vă rog, deznădejdea ei. Femeia aceasta s-a dus la omul lui Dumnezeu și a spus, omule al lui Dumnezeu, aceasta este criza mea. Și omul lui Dumnezeu s-a uitat la ea și a întrebat-o, o femeie, ce ai acasă? Elisei, n-am înțeles. Cum adică ce am acasă? Acasă n-am nimic. Nimic. Am venit la omul lui Dumnezeu cu o problemă uriașă. Creditorul rechin a venit să-mi ia copiii. N-am cu ce să-l plătesc, că el îmi lasă copiii acasă dacă îi dau banii. Am fost și la alții și mi-au dat sfaturi. M-au întrebat de ce ne-am împrumutat când trăia soțul meu. De ce nu ne-am încrezut în Domnul? Dar acum a venit ziua nenorocirii, nu numai că s-a dus soțul, dar este un moment dramatic în viața mea. Sunt pe punctul, după ce mi-am pierdut soțul, să-mi pierd cei 2 copii. Mă uit la ei și toată nădejdea este în ajutorul pe care mi-l pot da ei. Și mă duc la omul lui Dumnezeu cu necazul meu. Și omul lui Dumnezeu se uită la mine și zice, femeie, ce ai acasă? Nimic n-am acasă. Mai am puțin un de lemn într-un vas. Mai am puțin un de lemn într-un vas. Atât de puțin. Și omul lui Dumnezeu îi spunea, o femeie, du-te acasă, du-te cere vase și nu cere puține și toarnă din un de lemnul acela pe care l-ai acasă. Năucită, cred că a fost femeia. Năucită, cred că este familia firească din mileniul 3. Cum adică să mă duc să cer vase de la vecini, dar sunt nebună? Cum să mă duc să cer vase când eu am puțin un de lemn într-un vas și omul lui Dumnezeu îi spune, du-te și cere vase și nu cere puține. Și toarnă
din puținul tău și se vor umplea vasele. S-a dus femeia acasă, a luat copiii, i-a făcut martoră la experiența ei și spunea copilului, mai dă-mi un vas, mai dă-mi un vas, mai dă-mi un vas. Și s-au umplut toate vasele cu un de lemn. Și s-a dus la omul lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu i-a spus, du-te, vine un de lemnul, plătește-ți datoria. Și din ce rămâne vei trăi tu și fiii tăi, pentru că Dumnezeu are soluții. Dumnezeu folosește ceea ce avem. Domnul Iisus nu-i spune femeii, auzi, dacă ai avea un prieten la un supermarket, aș putea rezolva problema, aș muia inima. Am aduce vin în toiul nopții, am cumpărat peste noapte, de unde este, sau dacă ai avea struguri în vie, aș face să se coacă mai repede. Dar n-ai nimic, cu ce să te ajut? Domnul Iisus folosește resursele noastre obișnuite pentru a duce rezultate neobișnuite, pentru că El are puteri supranaturale, El poate izbăvi. El este Domnul. Și apoi al treilea aspect, criza are un rol în orice familie, are un scop. De ce nu ne duce Domnul în slava Lui fără a fi încercați, fără a fi testați? Am citit în Biblie și am descoperit că viața marilor oameni ai Lui Dumnezeu au fost marcate de crize. Citiți în Biblie și nu vom descoperi niciun om al Lui Dumnezeu care să nu fi trecut prin criză. Am descoperit că aceste experiențe numite crize, Dumnezeu le îngăduie în viața noastră cu scopul de a ne vedea neputința, limitările, falimentul. Când vine criza, îți dai seama cât ești de catastrofă. Imaginați-vă un interviu cu organizatorii nunții din Cana. Să se fi dus cineva dintre reporteri și să-i întrebe, domnilor, aveți vin pentru nuntă? Acum să nu. Și să numere așa cu ochiul critic al unui reporter și să spună, câți oameni aveți la nuntă? Nu o să ajungă vinul. Vă imaginați reacția organizatorilor? Pe cum, nu? Domnule, domnișoară, doamnă, reporter, noi am organizat multe nunți. Doamnă, asta e meseria noastră, noi ne pricepem. Și la un moment dat, în toiul nunții, acești oameni aroganți, trebuie să recunoască, nu mai avem vin. Am făcut pregătiri, am avut bani. Puteam să mai luăm împrumut, puteam să mai cerem de la alții, dar marea problemă este că nu am estimat bine ce se întâmplă, nu mai avem vin. Știu unde vezi limitările omenești? În criză. În criză. Te-ai crezut grozav la un anumit capitol. Te-ai crezut competent, competentă și ești, nimeni nu contestă. Însă exact pe acel domeniu a venit criza. Și în criză. Nimeni nu-ți contestă calitățile, dar tu ești în criză. De atâtea ori ne credem importanți pentru că am rezolvat lucruri mari. Și uităm că peste noi stăpânul este Dumnezeu. Știți ce spune Apostolul Pavel când vorbește despre criză? El spune că Domnul a lăsat pentru el un țepuș.
Și auziți ce spune el, că noi n-avem tăria să spunem lucrul acesta. Mie mi-ar fi greu să spun ce zice Pavel. Dar Pavel zice, și ca să nu mă umflu de mândrie, imaginați-vă că fratele Flavius v-ar spune, fraților, și ca să nu mă umflu de mândrie, păi stai frate Flavius, dar tu ești din ăsta așa mândru, te umfli tot timpul? Când ești umflat, când ești desumflat? Pe principiul ăsta funcționează slujitorii? Cum să spui? Bun, cum să spui? Dar cum să scrii? Cum să scrii la o biserică, fraților, ca să nu mă umflu de mândrie? Păi toată viața am spus că eu sunt smerit. Toată viața v-am spus, fraților, fiți smeriți. Acum, uitați-vă la Domnul Iisus, da? Și eu calc pe urmele Lui. Fiți smeriți, că și eu mă lupt. Și Pavel zice, și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Și Pavel zice, de 3 ori l-am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul. Și am spus Domnului că nu prea îmi place când eu și solul satanei ne întâlnim și el mă pălmuiește. Nici nu-l judec pe Pavel, că nici mie nu mi-ar place. Se întâlnești cu solul satanei și în loc să-l alungi și să-l mustri și să-l trimiți, el te pălmuiește. Și nu mă surprinde că Pavel zice, l-a rugat pe Domnul să-mi ia țepușul și Domnul mi-a spus, Pavel, să spun ceva, harul meu îi dea jos. Și nu mi-a țepușul Domnul. Dacă legăm subiectul acesta de cel dinainte, vreau să vă întreb, ați ajuns vreodată la concluzia că sunteți foarte maturi și de multă vreme nu v-ați mai certat nici cu vecinul, nici cu prietenii, nici cu nevasta, nici cu copiii? Și vreți să vă spun eu ce s-a întâmplat următoarea zi? O ceartă zdravănă. Că în criză ne dăm seama cât suntem de slabi. Și scopul crizei este să ne arate cât suntem de mici. Apoi, scopul crizei este să ne îndrepte atenția spre Iisus. La nunta din Cana, spune Biblia, a fost chemat și Iisus cu ucenicii săi, dar Iisus era undeva deoparte. Cine avea timp pentru Iisus? Cine știa că Iisus acolo? Și apoi a venit momentul când n-a mai avut vin. Și a apărut mama lui Iisus. Și a spus slugilor, aici este unul care vă poate ajuta în faliment. Și pe el ați invitat la nuntă. Dar aici sunt importanți mirii. Aici e important nunul. Aici sunt importanți oamenii. Dar s-a întâmplat să fie și Iisus pe aici. Ei, acum lăsați-i pe ăștia că aveți criză. Și dacă vreți să vi se rezolve criza, faceți orice vă va zice Iisus. Și apoi privirile lor s-au îndreptat spre Iisus. De câte ori nu uităm noi că Domnul care ne dă toate lucrurile și care merită toată slava, este și El pe aici. Da, uităm. Facem nunți la propriu. Poate îl invităm și pe Iisus. Facem evangelizări și poate îl invităm și pe Iisus. La noi acasă, poate vine și Iisus. Dar toți copiii știu că șeful ăsta e foarte important. Băi copile, șeful îți dă de lucru. Asta e foarte important. Nunul care conduce nunta. Oamenii. Și uităm că Iisus.
Cum am venit la biserică dacă am ști că Iisus este stăpân aici? Cum ne-am comportat acasă dacă am ști că Iisus este stăpân acasă? Cum am fi pe stradă dacă am ști că Iisus ne vede în fiecare zi? Altfel. Rolul crizei este să ne îndrepte atenția spre Iisus, spre Dătător, să ne ia ochii de la daruri, de la vin și să ne facă să înțelegem că mai mult decât vinul este cel care dă vinul, este Iisus. Asta e rolul crizei. Și din când în când, când vine criza, ne aducem aminte că trebuie să citim în Biblie și să ne rugăm. Și am văzut oameni care n-au timp să meargă la biserică ani de zile. Pace, frate, pace, soră, dar ce mai faci? Păi cu munca, noi muncim. Bă, da, avem biserică. A, noi muncim, frate. De luni de dimineață bună până sâmbătă, noaptea, târziu, noi muncim. Mai e bine că munciți, dar cu biserica. A, lasă-mă, frate, cu biserica. Cine are timp de biserică? În afară de voi, pastorii și încă vreo câțiva, cine mai are timp de biserică? Noi muncim. Munca. Atotputernicul euro, dolar, leu, greu, etc. Și vine criza. Și te uiți în jur că dolarii aia pe care i-ai adunat s-au măturat. Și zice, Domnul, adunați în pungi și eu suflu. Stai un pic, Doamne, punga asta era plină, da, da, e goală. Dar cum? Păi eu am suflat în ea. Și faci cură și în fiecare an te duci la mare și după ce ai venit de la mare când te așteptai ca doctorul să spună ești beton, ține-o tot așa, sănătate, mergi 140 de ani, facem ceva reparații și mai dai 100. Grozav. Doctorul spune, domnule, e problemă. Știi ce faci atunci? Vii la biserică. Pacea Domnului, vreau să vă rugați și pentru mine. Dar ce s-a întâmplat? Probleme mari. Mi-a spus domnul doctor că e bai. Dar bun, nu mai ai de lucru. Ba da, mai am, dar lucru alții. Cimitirul este plin de oameni de neînlocuit. Oameni care cât au trăit s-au considerat de neînlocuit și au ajuns în locul în care ajungem toți, într-o zi. Știți care este rolul crizei? Să te facă să-ți ridici privirile de la daruri și să te uiți la Dătător și să recunoști că a Lui este toată autoritatea. Apoi rolul crizei este să fie întărită credința ucenicilor. Și spune versetul 11, și ucenicii Lui au crezut în El. Știți cât este de important să credem în Domnul? Să crezi în El. Când crezi în El, faci lucruri pe care alții nu le fac. Umpleți vasele cu apă. Observați că lumea creștină, lumea carismatică, lumea care crede în puterea lui Dumnezeu se duce într-o direcție în care oamenii râd. Râd. Am văzut oameni care nu fac nimic pentru că nu au nimic. Ar face ceva, dar n-au cu ce. Nimic nu fac. Și am văzut ucenicii lui Iisus care cred în El. Și care fac tot ce le spune El. De aceea ne adunăm la rugăciune, pentru că noi credem în El. De aceea îl slujim pe El, pentru că noi credem în El. Și când Domnul aduce criza și El aduce vindecarea, pentru că El face rana și tot El o vindecă, atunci se întâmplă ceva. Ucenicii Lui cred în El.
Și noi am văzut minunile pe care le-a făcut Domnul. Și ascultați ce îi spune Domnului Petru. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Știți când îi poți întări pe frați? După ce ai fost cernut. După ce ai fost încercat. Domnul i-a spus lui Petru: Petre, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi, nu înainte. După ce vei fi cernut, de aceea Domnul lasă încercările pentru noi, ca ucenicii lui să creadă în El. Apoi, un următor lucru, Dumnezeu să fie proslăvit. Știți de ce vin încercările? Pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit. Priviți în jur și veți descoperi că dintre noi creștini, să nu vorbim de cei necreștini, dintre noi cei care ne numim pentecostali, baptiști, evanghelici, cei mai mulți căutăm slava noastră. Așa de bine ne asemănăm cu copiii mofturoși. Avem toată viața jucării. Ne cumpărăm jucării. Adunăm jucării. Și întrebarea este: câți au jucării câte am eu? Aici este firma mea, aici este casa mea, aici este mașina mea, aici sunt banii mei, aici sunt hainele mele, jucăriile mele. Și apoi avem mofturi. Amen, fraților, faceți ceva la biserică dacă vreți să vin și eu. Nu avem aer în biserică. Nu avem aer. Iarna e frig. Vara e cald. Tot ceea ce este în jur trebuie să aibă grijă de ce simt eu. Și astăzi simt într-un fel și mâine simt în altul și toți ceilalți trebuie să aibă grijă de ce simt eu, pentru că eu, membru în biserică, sunt cel mai important. Dacă eu nu vin, voi n-aveți la cine predica, voi n-aveți la cine cânta. Dacă eu nu mi-aduc copiii, se desfințează școala duminicală. Mofturi. Și vrem. Și cerem. Și dacă suntem mulți, suntem prea mulți. Și dacă suntem puțini, suntem prea puțini. Și toată lumea trebuie să țină cont de părerea mea, pentru că e părerea mea. Și Domnul mai trimite câte o încercare. Și în urma încercării, știți ce zic oamenii? Slăviți să fie Domnul. Frate, dar ți-ai distrus mașina complet. Slăviți să fie Domnul că am scăpat cu viața. Mare lucru. Pe ăsta nu l-am auzit zicând slăviți să fie Domnul nici când a câștigat mad mulți, nici când a umblat cu mașină nouă. Da, după ce vine încercarea, zice slăviți să fie Domnul. Știți care este rolul încercării? Psalmul 50:15, Biblia spune: cheamă-mă în ziua necazului și eu, zice Domnul, te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Îl proslăvim noi pe Domnul? O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul, spune Scriptura. Vine vremea când pe unii Domnul nu o să-i ducă în cer ca să nu-i chinuie. Pentru că știți ce se face în cer? Se cântă și se glorifică numele Domnului. Și unii ar munci, tot timpul ar munci, alții
s-ar distra. Și Domnul nu vrea să-i tulbure și de nu se pocăiesc, Domnul nu-i duce în cer, că-i chinuie acolo veșnicie, nu vrea să-i chinuie. Scopul pentru care am fost creați este să-L glorificăm pe Dumnezeu. Biserica a fost lăsată pe pământ să-L glorifice pe Domnul, nu să se glorifice pe ea însăși, nu să se laude pe ei înșiși. Și un ultim aspect. Rolul crizei este să înțelegem că Dumnezeu are soluții la problemele noastre. De cele mai multe ori când familia trece prin criză, uită că Dumnezeu are soluții la problema lor. Familiile care trec prin criză se uită la marea putere a necazului, nu la marea putere a lui Dumnezeu. Când ești în criză, este foarte important să citești Biblia și să observi că avem un Dumnezeu care poate rezolva problemele noastre. Sigur că vă întrebați de unde știu că Dumnezeu poate rezolva problemele. Cei mai mulți când trecem prin încercare spunem, frate, eu apreciez că încerci să mă încurajezi. Dar tu nu cunoști problema mea. Că frate, dacă ai cunoaște problema mea, n-ai zice că Domnul poate. Problema mea e atât de mare. Nu spune creștinul că Domnul nu mai poate, dar asta gândește. Știi de unde știu că Domnul are soluții la problema ta, oricât ar fi de mare? Pentru că acest Dumnezeu al nostru a creat pământul din nimic. Dați-mi și mie nimic. Și nu pot crea nimic. Cine poate crea ceva din nimic? Vă dau nimic. Păi frate, nimic mi-ai dat, nimic am, nimic avem. Dumnezeu a creat totul din nimic, pentru că El are putere. Știți că Dumnezeul acesta al nostru l-a binecuvântat pe Avram cel credincios pentru că a ales să fie credincios lui Dumnezeu? O, spun oamenii, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, da. L-a binecuvântat pe Avram nu în câmpia Sodomei și a Gomorei, ci pe munte. Pentru că omul care alege să umble cu Dumnezeu pe munte, nu în câmpie, capătă binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât cel din câmpie. Pentru că Dumnezeu poate să binecuvinteze. Dumnezeul nostru l-a binecuvântat pe Iov. Vreau să vă întreb, ce se poate alege dintr-un om care a pierdut totul, inclusiv 10 copii, este bolnav, stă pe o rogojină, este numai bubă din creștetul capului până în tălpile picioarelor și se scarpină cu un ciob. Vreau să vă întreb, mai este speranță la un asemenea om? O nu, dar Dumnezeul nostru poate binecuvânta. Și oamenii spun, ai putea face bani în Germania, cu o singură condiție, să ai bani. Că dacă ai numai muncă, faci cocoș în spate cu munca. Dar cu bani, faci bani. Știți ce spune Dumnezeu despre Iov? L-a binecuvântat și la final a avut de două ori cât a avut înainte. Din nimic. Pentru că Dumnezeu poate binecuvânta. Au fost trei tineri la care s-a uitat împăratul și le-a spus, băi băieți, este atât de importantă închinarea voastră și cred că este o problemă pe care noi nu o înțelegem ca biserică. Noi nu pricepem cât de importantă este închinarea noastră în lumea spirituală. Cred că nu înțelegem. Și împăratul Babilonului pricepe importanța închinării și le spune acestor tineri, poate n-ați înțeles bine porunca. Bă, poate n-au zis bine cu ureche.
N-ați auzit când a cântat fanfara? Cânta fanfara asta din ea, a surzit urechile la tot. Voi poate n-ați auzit-o. Pentru voi, îmi cal cuvântul. Pentru voi, mai cânt odată fanfara. Pentru că închinarea este atât de importantă, mai repet odată tot spectacolul, dacă îmi promiteți că vă închinați. Orice om înțelept din mileniul 3 știe că trebuie să se închine. Acum, frate, e problemă. Acum ne închinăm. Dar știți ce facem? Ne închinăm, dar în inima noastră tot Domnului ne rugăm. Vorbim urât, dar în gând ne rugăm. Facem tot felul de lucruri cum îi place împăratului Babilonului, dar în sufletele noastre tot curat suntem pentru Domnul. S-o creadă ei. Și ce au spus acești trei tineri? Împărate, la toată povestea asta dinainte cu închinarea n-avem ce să-ți răspundem. Știi care e problema? Împărate, noi nu ne închinăm. Noi avem un Dumnezeu care ne scapă. El poate să ne scape și să spunem ceva. Și de nu ne scapă, tot nu ne închinăm. A, deci aveți un Dumnezeu care vă scapă. Încingeți cuptorul de 7 ori și să văd care e Dumnezeul care vă scapă. Și împăratul a văzut că în cuptor erau 4, nu 3. Și secretul era, cel de-al patrulea semăna cu un fiu de Dumnezeu. De aceea știu că Dumnezeu are soluții. Într-un cuptor încins de 7 ori mai tare, Dumnezeu îi ține pe slujitorii lui și le poartă de grijă, pentru că el poate. Vă aduceți aminte că împărăteasa Estera trebuia să moară și Mardoheu era la grea cumpănă, a ieșit în piața cetății și a sfâșiat hainele și a presărat cenușă în cap. Mergea trist, scotea strigăte, voia viață pentru că Haman voia să nimicească tot imperiul. Și a trimis vorba Esterei să se roage, să intre la împărat, să facă ceva. Și Estera îi trimite vorba și îi spune, Mardoheu, teșunchiul meu, apreciez, iubesc neamul nostru, dar sunt 30 de zile de când am fost chemată la împărat și nu pot să intru, că-mi risc viața. Îmi plac enorm cuvintele lui Mardoheu. Îi trimite vorba Esterei, Estera. Și de nu intri tu la împărat, Dumnezeu tot ne scapă. Estera, și dacă stai cu mâinile în sân, însă să nu-ți închipui că vei scăpa. Pentru că peste noi și peste relațiile noastre este Dumnezeu care veghează și Dumnezeu ne scapă. Mardoheu, nu vă mai scapă nimeni, pentru că e pericol, pentru că s-a semnat cu sigilul împărăției, s-au trimis emisari în tot imperiul, Mardoheu, nu vă mai scapă nimeni, și Mardoheu îi spune Esterei, Estera, Dumnezeu ne scapă. Și dacă nu o faci tu, o face prin altcineva, pentru că Dumnezeu ne scapă. I-a scăpat Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul, pentru că El poate. El poate. Știți ce a spus Domnul Iisus pe vremea când trăia, El care s-a numit Învierea și Viața? A primit vorba de la Maria și Marta și a spus ucenicilor, Lazar este bolnav. Și apoi ucenicii n-au priceput despre ce-i vorba. Când le-a spus Domnul că Lazar doarme. Și Domnul le-a spus, Lazar a murit. Și îmi pare bine că n-am fost acolo. Și era criză pentru Maria și pentru Marta. Și când a venit Domnul, știi ce au spus Maria și Marta? Amândouă, pe rând. Veți citi pasajul din Ioan, veți descoperi că la început spune Maria și apoi spune Marta, Doamne, dacă ai fi fost aici, Lazar n-ar fi murit. Ce prieten, Domnul Iisus care spune, mă bucur că n-am fost acolo. Și era criză și plângea Maria și plângea Marta și Domnul era prieten cu ei. Și apoi știți ce a spus Domnul?
voi dați piatra la o parte. Știți cât e de greu să dai piatra la o parte? Pentru că cea mai mare piatră nu e piatra de la mormânt, ci piatra de la ușa minții noastre. S-a uitat Maria și Marta și au spus: Doamne, e mort de 3 zile. Și dați piatra la o parte. Doamne, pute, miroase greu. A intrat în putrefacție. Doamne, ne facem de râsul lumii. Ăsta e mort de 3 zile, putred. Și Domnul spune: dați piatra la o parte. Și Domnul, când piatra este dată la o parte, strigă: Lazare, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară și apoi Domnul strigă: dezlegați-l pe Lazar și dați-i să mănânce. Pentru că Domnul poate. Înțelegi în crizele vieții că Domnul are soluții la problemele noastre? Înțelegi că soluțiile Lui sunt mai puternice decât problemele noastre? Înțelegem noi că avem un Dumnezeu mai mare decât problemele noastre? Și că atunci când trecem prin criză, criza nu este să aducă moarte și scopul crizei nu este să aducă moarte. Ce les necrezători sunt oamenii în faptul că Dumnezeu nu le vrea binele. În grădina Edenului, diavolul a spus femeii: Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din pom, veți fi ca El. Și nu vrea Dumnezeu ca voi să fiți ca El. Și femeia a crezut. Și ce a spus îngerul Domnului mamei lui Gedeon, când i s-a arătat? S-a arătat îngerul și femeia aceasta s-a dus să-l cheme pe bărbatul ei. Și când a venit bărbatul ei și s-a arătat îngerul Domnului în Cartea Judecători, după ce a plecat îngerul Domnului, și ce-a spus bărbatul: femeie, ăsta e momentul când murim. Murim, s-a arătat îngerul Domnului, l-am văzut pe Dumnezeu față în față. Și femeia a răspuns: nu murim. Că dacă trebuia să murim, nu mi-a ascultat Domnul rugăciunea să mai vină încă o dată îngerul și să se prezinte la jertfa noastră. Nu. Nu murim, pentru că suntem în mâna lui Dumnezeu și n-au murit. Știți care este rolul încercării? Nu să ne omoare, ci să ne dea viață și să înțelegem că Dumnezeu are soluții la problemele noastre. Nu știu câți dintre dumneavoastră treceți prin criză acum. Dar știu că cei care n-ați trecut, veți trece. Vreau să nu uitați, de criză nu putem scăpa, ea este inevitabilă. Aș vrea să nu uităm că orice criză poate fi biruită. Și apoi nu uitați că rolul crizei în viețile noastre este să ne vedem limitările și falimentul și neputința. Rolul crizei este să ne îndrepte atenția spre Iisus și să-L chemăm în ajutor. Rolul crizei este să ne întărească credința. Rolul crizei este proslăvirea lui Dumnezeu. Și rolul crizei este să înțelegem că Dumnezeu are soluții la problemele noastre. Indiferent care este problema ta, Dumnezeu are soluții. Vă invit să ne ridicăm în picioare în seara aceasta, la finalul acestei întâlniri, și să apelăm la Domnul. Dacă știți pe cineva care trece prin criză, dacă treceți prin criză ca familie, haideți să cerem lui Dumnezeu putere și resurse să înțelegem care este rolul pentru care Dumnezeu ne trece prin încercare. Haideți împreună să ne rugăm Domnului. Și Dumnezeu să lucreze. Amin.